Telespectatorii, am revenit la Gala Cântecului Românesc, în studioul virtual al televiziunii H. Suntem acum lângă Otelor Măneancă, lângă o interpretă foarte cunoscută de către dumneavoastră. În anul 1976 pornea din Telormanul Dumnezeu Drag spre București la concursul Floarea din Grădină, unde nici nu se gândea că acest concurs îi va aduce consacrarea în rândul interpreților de folclor. S-a prezentat acolo, a reușit să ridice publicul în picioare, dar și specialiștii care făceau parte din juriu și a obținut trofeul Floarea din Grădină. Mă bucur mult de tot pentru că suntem împreună, doamna Ileana Mărgărit. Sărut mâna! Bună ziua, bine v-am găsit și eu mă bucur că ne revedem. Mulțumesc din tot sufletul pentru invitații. Mulțumesc că ții seama de toți soliștii și că toți trec pe aici. Pentru că în emisiunile noastre își găsesc loc toți interpreții care au respect pentru cântec, dar și pentru portul popular. Dar am gândit și pentru interpreții care aduc spre sufletul românilor și cântecul de petrecere. Avem emisiunea Petrecere Românească, o emisiune ce se difuzează sâmbătă de la ora 20. Așadar, acolo avem și divertisment și încercăm să îi înveselim pe toți prietenii noștri care ne sunt aproape. Iar aici, la Gala Cântecului Românesc, păstrăm cântecul nealterat, așa cum l-am învățat de la moșii și strămoșii noștri. Aveți două nepoate. Da. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Să vă bucurați de ele băiețelul. Și știu că sunteți foarte mândră pentru acest lucru. Sunt foarte mândră, sigur că da, ca orice bunică mândră de nepoții ei. Sunt două fetițe frumoase, sănătoase și deștepte. Și unde sunt ele acum? Mai nou nu mai sunt peste ocean, cum știam noi și cum ne obișnuisem. Da. Mă gândeam sunt că este peste mări și țări. Nu, acum sunt în Europa, sunt mai aproape de noi. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că îi aveți pe cei dragi aproape de sufletul dumneavoastră. Da. Știu că ați crescut un suflet de copil de la Casa Copiilor. Ce v-a determinat să faceți acest lucru? Cred că Dumnezeu a hotărât așa. Eu având numai o fată, ne-am gândit că n-ar strica să facem și noi un gest, să fim și noi oameni, să avem suflet. Și ne-am asumat această sarcină. N-a fost ușor. Sunt convins. N-a fost deloc ușor. De la ce vârstă ați luat acest De la 3 ani și jumătate, iar luna aceasta am plinit 20. Oh, mulți înainte să vă Mulțumesc. Trăiască. La păi eu zic acum, pentru început, să dăruiți două dintre cântecele dumneavoastră celor care ne urmăresc. Cu mult drag. Ileana Mărgărit. Thank you.
Dragi prieteni, nu uitați, în fiecare duminică de la ora 13 și 30 de minute aveți întâlnire cu emisiunea Gala Cântecului Românesc, o emisiune pentru sufletele dumneavoastră. Iar sâmbătă de la ora 20 avem Petrecere Românească, o emisiune de muzică și divertisment și duminica, tot de la ora 20, ne întâlnim la Seara Cântecului Popular. Doamna Ileana Mărgărit, aveți foarte multe costume. De câte ori v-am invitat în emisiunile noastre, ați venit cu costume noi. De unde sunt ele?
De pe la sat, bineînțeles, din lăzile de zestre, care după dispariția generațiilor care le-au creat, au ajuns în lăzile de zestre, fie în grajduri, fie în ploaie, pentru că urmașii n-au știut să le dea importanța cuvenită. Și atunci, acolo unde am găsit, am luat, am pierdut timp și am lucrat la ele, le-am făcut să arate așa cum le vedem astăzi și le port cu drag. Și de la părinții dumneavoastră v-au mai rămas costum? De la mama mea am un costum la care țin foarte mult. L-am îmbrăcat la... Făcut de dânsa? Da. Am înțeles. Costum de mama mea pe marchizet la lampă numărul 5, lampă cu gaz. Așa se cuseau aceste... Da. Și l-am cămăși. Îmbrăcat la etapa a doua la Floarea din Grădină, etapa de mare, mare succes. Și l-am mai îmbrăcat data trecută când m-ai invitat în emisiunea la tine. Am înțeles. Tot am vorbit despre concursul Floarea din Grădină. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest concurs? Pentru mine a însemnat foarte mult. A însemnat tot ce a urmat după concursurile acelea care se numeau dialog pe scenă, dialog la distanță. A însemnat tot ce a urmat după festivaluri și concursuri ale copilăriei. Și a urmat viitorul, de fapt. A urmat tot ce am făcut după aceea. Cu ce ați venit dumneavoastră nou față de alți concurenți de ați reuși să ridicați sala în picioare? Și știu acest lucru chiar de la realizatorul Simona Patraulea. V-a văzut într-o emisiune la noi și îmi spunea: măi, îmi place atât de mult cum cântă fata asta, nici nu știi tu, când a fost la Floarea din Grădină, s-a ridicat publicul în picioare, chiar comisia a aplaudat-o. Așa a fost, foarte tare. Inclusiv orchestra radio s-a ridicat și am fost aplaudată ca niciun alt concurent până atunci la Arcuș. Deci se mai întâmplă în marile orchestre, la muzică clasică, știu eu, undeva unde mari artiști sunt... aplaudați în felul acesta. Mie mi s-a întâmplat chiar la etapa a doua. Asta se întâmpla în 1975. Și eu cred că ați reușit această performanță pentru felul cum v-ați prezentat la Floarea din Grădină, pentru frumusețea glasului, pentru frumusețea portului. Sunt lucruri care, iată, astăzi v-au făcut foarte cunoscută în rândul interpreților de folclor. Eu le-aș mai propune acum telespectatorilor noștri două dintre cântecele dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Sigur, cu mare drag. Dragi prieteni, o ascultăm chiar acum pe doamna Ileana Mărgărit, îndrăgită interpretă a cântecului Telormânean. Tot gândind la tinerețe, ajunge la bătrânețe. N-am cui să vând bătrânețea și să-mi cumpăr tinerețea, c-am văzut un om bătrân mai strângând curca la fân. Dar un tinerel ca mine să nu pot veni la tine. Puiul cucului
cucului, să nu se mai poarte bine puiul cucului, cu hainele de la mine puiul cucului. Doamna Ileana, de unde sunt cântecele dumneavoastră? Cântecele mele sunt adunate din Teleorman, numai din Teleorman. Eram așa de tânără și slabă și prăpădită și căram cu mine un magnetofon care era mai greu decât mine, prin tot județul, pe la lăutari, pe la rapsozii satelor. Am avut noroc. Am găsit folclor, l-am prelucrat. Mulțumesc lui Dumnezeu că i-a lăsat pe pământ, îi mulțumesc că îi ține lângă el acum. Și iată, așa cu pielea de găină, pe mine mi-amintesc de doi dintre țăranii satelor de la noi, pentru că vin de la Beuca, de fapt, ei, unde am trăit și eu niște ani. E vorba de țața Tinca, lui Arcea, și de Neion Cojocaru, care mi-au dat cele mai frumoase cântece. Să le fie țărâna ușoară, așa cum se zice. Să le fie țărâna ușoară, dar vreau să vă întreb, ați încercat vreodată să creați cântece? Sigur, am creat, dar n-am ieșit din acele limite pe care ni le permite folclorul autentic. Am multe piese înregistrate și pe album puse chiar, dar, repet, în limitele acelea impuse de folclor. Pentru că dumneavoastră ați trecut prin această școală unde ați învățat cum să vă comportați în fața publicului și cum să păstrați cântecul nealterat, așa cum au făcut-o și interpreții dinaintea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult de tot că astăzi ne-ați împărtășit din gândurile dumneavoastră și că ați venit să dăruiți din cântecele dumneavoastră celor care ne privesc la această oră. Cu mult drag și totdeauna voi fi deschisă și voi răspunde prezent la invitațiile tale. Pentru că tu ești un om bun, ești un om cu suflet mare, ai nimerit tot ajutat de Dumnezeu la o televiziune care îți dă voie să faci lucruri minunate și atunci e păcat să nu aducem aici folclorul autentic. Eu le mulțumesc tuturor oamenilor care au înțeles că în grila de programe a televiziunii H trebuie să existe și cântecul popular, pentru că această muzică tradițională este cartea de identitate a noastră, a tuturor românilor. Așa cum spuneam, haideți să dăruim telespectatorilor un cântec de-al dumneavoastră și încă o dată vă mulțumesc. Ileana Mărgărit. Și dor mai
ajutor.